Fetele încercau să o bine dispună pe Carmina. Hatice s-a așezat lângă ea pe fotoliu în bucătărie și glumea spunând că se apropie de ea, că nu ar vrea să facă și ele cuplu, că nu i-ar plăcea să îi se adreseze și ei împreună cu Hatice acea întrebare. Iar doamna Loredana glumea și dumnea ei și a spus: ai grijă, Carmina, că ea e materialistă, să nu se apropie de ea. Carmina a râs și ea puțin și a întrebat-o pe Hatice dacă are febră, ce se întâmplă cu ea, însă glumele au continuat. Fetele și mamele văd că au observat mai toate că nu este în regulă Carmina și încearcă să o scoată din această stare cu diferite glumițe, băgând-o în seamă, comunicând cu aceasta. Văd că astăzi, momentan, nu s-a discutat în emisiune despre starea Carminei din ultimele zile. Să vedem dacă vor avea timp la capricii, având în vedere câte alte lucruri s-au întâmplat la petrecere. Dacă nu, eu cred că va fi abordat și acest subiect zilele următoare.